Salutare oameni și am găsit aici la un nou vlog pe canal. De data asta am fost invitat la un eveniment de la LG și vor, după eveniment, după ce ne prezintă noua lor gamă de gaming de monitoare, s-au gândit să ne invite să tragem puțin cu arma. S-a părut o idee destul de bună, să zic așa, adică n-am trăit niciodată cu o armă reală și au spus că o să tragem cu un Glock. Din păcate nu putem să tragem cu o armă mai mare, gen zvonul era că am fi putut să tragem un AK-47. Din păcate nu s-a putut, datorită spațiului, din ce ni s-a explicat. Și chiar sunt curios să văd cum o să iasă, urmează să pun un video, să vedeți cum a fost, să îmi ziceți cum vi s-a părut vouă. Și eu sunt puțin speriat, să zic așa, prime două gloanțe, oarecum mi-e frică puțin de reculul ăla, știți video-ul ăla când cineva trage și își dă cu arma în față? Da. Acum rămâne de văzut și enjoy! Acum am terminat de tras cu arma, să zic așa. Sincer, la început, zona în care stăteam să eram observatori, era un geam de sticlă securizat și absorbea foarte mult din zgomot și nu s-a auzit atât de rău păcănitul ăla. Dar când am intrat în cameră și ne-am pus căștile, s-a tras primul glonț, toată lumea a tresărit. Deci, pentru cât de mic e pistolașul ăla, credeți-mă că face o gălăgie infernală, sincer, după ce am ascultat video-ul, mă așteptam, chiar mi-a fost frică să văd cum captează sunetul, acea păcănitură să nu vă spere, să nu vă pognească boxele la propriu, pur și simplu, gen, sau de super loud, deci fără căștile alea, doamne, doamne, gen, îți spiu urechile, e incredibil. Reculul n-a fost chiar atât de rău pe cum așteptam, îți sare din mână, dar pentru că e mic și poți să-l ții bine, e foarte ok. Toată lumea a tras câte 3 încărcătoare, n-am numărat gloanțele. Nu știu câte am tras, în video ați văzut că sunt niște tăieturi, niște lipituri, că n-am vrut să las tot deoarece e lung și puțin plictisitor. Și după aia la sfârșit o să vedeți acolo cu ținta ce am reușit să obțin. Decât 3 oameni au reușit să tragă cel mai bine, eu cu un băiat, nu o să dau acum numele lor, dar în fine, din 22 de invitați, să zic așa, noi am fost top 3 care am tras în zona aia verde cel mai bine, restul mulți au tras pe lângă. Experiența mea cu chestia asta a fost, nu-i chiar așa de ușor să tragi cu oameni pe cum credeam. Mai ales dacă tragi cât un glonț, ok. Dacă tragi repetiv unul după altul, la cum îți sare din mână, e foarte greu să recalibrezi, să tragi drept.
nu e chiar așa ușor, dar a fost o experiență unică, mi-a plăcut. Dacă aveți peste 18 ani, vă recomand și vouă. Pe pacarda pe care am ținut-o în mână când am arătat unde am tras în zona, în zonele verzi, puteți să vedeți acolo unde am fost. Este în București, la Valea Cascadelor. Și cam atâta. În sfârșit am tras cu armă reală, foarte entuziasmat. Sunt curios să trag cu un AK-47, cu o carabină și cu un sniper, să zic așa, cu armă cu lunetă. Sunt curios de recul, de precizie și cam atâta despre acest vlog. Am vrut să vă arăt cum e să tragi cu arma în viața reală, dacă tot pac-pac în GTA, face și un pac-pac în jocuri și până la următoare. La revedere, pa, pa!